spate. În spate. Plângeri și nu pur și cu plâng. Ion Bucloiu continuă să-i terorizeze pe funcționarii primăriei Săulești, deși se află de aproximativ un an după gratii. Acesta nu-l lasă nici acum în pace pe primarul comunii Săulești, Ruxandra Drăghici. Ion Bucloiu a fost reținut în urma unui flagrant organizat de ofițerii Direcției Generale Anticorupție, după ce a fost denunțat pentru șantaj. De curând, primarul a fost reclamat la tribunal pentru faptul că îi răspunde la mișto. Chiar la interogatoriu, primarul comunii Drăghici Constantin... Că și instituția asta, citat la sediul primăriei județului Gorj, deoarece acest primar are niște răspunsuri total nelegale, netemenice și nepunctuale, cerințelor în cererile. Și totodată, la timpul lor, stabilit de legea 30, nu știu care ar fi asta, adresele astea, ce zice legi, toate fiind date niște răspunsuri aberante și la mișto. Ion Bucloiu este cunoscut în sat pentru numeroasele procese intentate localnicilor, dar și altor angajați ai primăriei Săulești. Acesta a terorizat nu doar persoane bine puse, ci și bătrâne din localitate, cărora le pretindea diferite bunuri în schimbul retragerii plângerilor făcute la tribunal. Chiar dacă s-a dus acolo unde este locul, continuă să mă reclame, să efectiv reclamații care nu și-au niciun final, în sensul că mă reclam, acum câteva zile am primit o reclamație în care mă reclamă că i-am răspuns într-una din plângeri, din sesizări, din cereri, că de fapt nici nu știi ce cere într-o plângere de aia, că îi răspund la mișto. Primarul din Săulești este singurul funcționar public care are al activ peste 200 de procese intentate de Bucloiu. În doar o singură zi acesta a primit 17 citații de la același individ.